A fost un weekend de coșmar pentru locuitorii din comuna Prahoveană Bălțești. Agresorul s-a întors noaptea târziu cu fratele său de la un priveghi. Ajuns acasă, a mers la culcare în același corp al casei în care locuia împreună cu tatăl său. Doar că imediat după aceea s-a declanșat cearta, urmată de o bătaie. Nimeni nu a intervenit, dar dimineață au realizat cu toții tragedia. Cel de-al doilea fiu al victimei și-a găsit tatăl zăcând în pat, fără suflare, plin de sânge și cu lovituri pe față și corp. Am pus mâna pe el, pe față, pe cap. Era rece. Curtea casei a relatat anchetatorilor scenele de groază petrecute cu o seară înainte, dar și furia băiatului care și-a omorât propriul tată. Mărturie stau geamurile sparte și hainele aruncate pe jos. Fratele celui bănuit de crimă pune totul pe seama băuturii. Agresorul se întorsese de la muncă din Anglia după 7 luni, dar din februarie și până în prezent cheltuise toți banii pe alcool. Te s-a ținut de băutură, banii i-a cam cheltuit. Dar te gândeai să... Și acum nu vine să cred, zic eu, poate este un vis și să mă trezesc din el, da. Eu am mai avut bătăi, certuri acolo, s-o certam familie acolo, da. Nu putea să intervină niciunul după strada asta, că taică-su era foarte violent. Îngenunchiată de durere, familia își face acum griji și pentru nepoțelul de clasa a 6-a, care a dispărut odată cu autorul crimei. Ce mesaje ai transmite dacă l-ai tare auzit? Să vină să se predea. Să vină să se predea că poate sunt ore, câteva zile și totul plinește. De așa ceva am pus. Vecinii nu își revin din șoc și spun că nu și-ar fi putut imagina ca tânărul să fie în stare de o așa nenorocire. Păi nu, mi se părea un om liniștit. Nu l-am văzut în stare de așa ceva. Ce s-a întâmplat, nu știu, a fost băut. De când îl cunosc nu a făcut așa ceva, asta e prima oară. La scurt timp, cazul a intrat și în atenția anchetatorilor. Se efectuează cercetări în vederea depistării acestuia. Corpul victimei a fost transportat la serviciul de medicină legală pentru necropsie, acolo unde s-a și stabilit că moartea bărbatului de 57 de ani a fost una extrem de violentă. Principalul bănuit ar putea fi dat în urmărire națională pentru omor, fapt pentru care riscă ani grei de închisoare.